Trebuie să fim la fel de determinați, cu atitudine și pragmatici pentru a obține un rezultat pozitiv. Mijlocașul Octavian Ursu a prefațat partida pe care formația sa o va disputa sâmbătă după amiaza în deplasare la Alba Iulia. Acesta spune că ACS va aborda jocul cu moral bun și că trebuie să dea dovadă de inteligență în joc. O echipă la fel ca și noi, care în cele 4 meciuri a obținut maxim de puncte. Va fi un meci destul de dificil, dar noi trebuie să fim la fel de determinați, cu atitudine, poate să fim și pragmatici mai mult decât am fost până acum și la final sunt sigur că vom obține un rezultat pozitiv. Deja cred că avem un moral destul de bun, încrederea crește de la etapă la etapă. Eu cel puțin m-am așteptat, deoarece când am ajuns am văzut un grup frumos, cu mulți tineri care au calitate și chiar credeam că o să facem o figură frumoasă. Se vede pe teren după 4 meciuri, cel mai bun atac din serie. Sperăm să o ținem tot așa și victoriile ne dau încredere pe viitor, pentru ce urmează. Suntem 3-4 echipe care o să ne batem acolo, dintre care suntem și noi. Partida dintre Unirea Alba Iulia și ACS Mediaș este programată sâmbătă de la ora 17 pe stadionul Cetate.